Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Yeti Pitic. Știi, nu e chiar așa de rău să faci ceea ce trebuie. Atenție, se trage! Gata! Asta e, am terminat. Ce vrei să zici? Cum rămâne cu șosetele alea desperecheate? Au venit ca pereți, șosetele nu dispar pur și simplu. Nu mai sunt. Atunci presupun că am terminat treaba. Acum ce mai e? Acum stăm aici și schimbăm canalele. East Gakel, un oraș care redefinește termenul de obișnuit și de modat. Credeți-mă, aici nu se întâmplă niciodată nimic. Și de aceea acest fermecător oraș lipsit de evenimente poate deveni orașul anului. De ce l-ai oprit? La ce te gândești? Oraș obișnuit, liniștit, niciodată nu se va întâmpla nimic în East Gakel. E insultător! Chiar nimeni n-a observat farsele noastre supărătoare în toți anii ăștia? Se pare că orașul anului are nevoie de niște feste în stil mare. Chiar că în stil mare. O să facem să se întâmple ceva, dar... Dar ce? Extraterestrii? I-am făcut. Monstru din lac? Prea complicat. Monstru din Loch Ness? Din East Gakel? Caragios? East Gakel, uriașul? Nu, căpcăunul? O idee bună! Haide! Trebuie să fie pe aici undeva. Am găsit! Costumul meu de Halloween din clasa 1. Un costum de maimuță? Da, frate, un costum de maimuță. O să fie o farsă superbă. Orașul ce lipsit de evenimente o să fie casa lui Yeti. Adică Yeti? Tot ce avem de făcut e să zvonim că Yeti a apărut în preajma orașului, apoi să stăm și să urmărim distracția. Da, presupun că o să meargă, dar nu o să intre niciodată în costumul ăla. E? Cum arăt? Succes total! Crezi că am un cuib de șoareci la subțioară? Asta nu e o veste bună. E, să mergem în oraș și să vedem cum reacționează plictisitorul nostru de oraș la Yeti. Bun, să încercăm câteva secvențe de acțiune. Aleargă puțin. Poliția? Aș vrea să raportez o creatură hidoasă ca o maimuță scârpinătoare. Uită-te la urmele astea! Arată cât se poate de real! Da, e un lucru bun că am învățat să merg deja. Cine ar fi crezut că o să fiu eu Yeti? De fapt, picioarele tale nu sunt mari. Ei, domnule primar, felicitări! Sunt bucuroasă să nominalizez orașul nostru liniștit pentru concursul Orașul Anului. Oh, mulțumesc, mulțumesc foarte mult! Domnule primar, ar trebui să vedeți asta. Vă rog să mă scuzați. Am o ședință importantă cu șeful poliției locale. Sigur, o să fim pe aici. Domnule primar, acțiunile astea ale lui Yeti par să fie reale. Am experiență cu maimuțele și urmele astea sunt foarte serioase. Yeti? Hai date, toate astea sunt doar niște efecte ieftine. Se pare că trebuie să ridicăm lucrurile la încă un nivel și poate să lăsăm și reportera să facă un reportaj pentru noi. Bun, drumul e liber. Puneți haina păroasă pe tine. Am plecat. Asta e super! Asta e de păstrat? Ferește-te! Ah!
Wow, ești bine? Da, așa cred. Trebuie să faci ceva, totuși. Poți să-mi faci o poză mâncând șosetele primarului? Nu, și mai bine, fură toate șosetele stângi ale primarului, dar numai cele stângi. Înțeleg șocul, dar vă asigur că sunt doar incidente izolate. De unde știți asta? Ca primar al minunatului nostru oraș, am sarcina să protejez interesele tuturor cetățenilor din East Giggle. Transmitem în direct de la primărie, unde o controversă misterioasă a paralizat acest oraș liniștit și demodat. Șosetele sunt furate și cetățenii sunt revoltați. Uitați-vă atent! Micul Yeti a fost numit această creatură terorizantă. Și acest mic Yeti creează o grămadă de probleme. Orașul se poate schimba pentru totdeauna. Nu-mi vine să cred că festa asta are succes. Câteodată, cu cât plănești mai puțin, cu atât merg lucrurile mai bine. Vă rog, vă rog, nu există banditul șosetelor. Nici stoc paramilitar de șosete. Nici un fel pe picior mic. Nici o situație cu șosetele. Totul e normal. Purtați șosete în momentul acesta? Definiți termenul de a purta. Domnule primar, ce surpriză plăcută! Da, ce pot face pentru dumneavoastră? Ați putea să vă dați la o parte din cadru? Da? Nemernicul de picior mic, mi-a luat șosetele! Deci, credeți în micul Yeti acum? Cred! Și jur să prind maimuța asta prefăcută și să recuperez șosetele oamenilor cum se cade din East Giggle! Da? Micul Yeti lovește din nou, terorizând cetățenii din oraș. Trebuie să prindem creatura asta, picior mic. Orașul e înnebunit și nu-l condamn. Tuturor ne lipsesc șosetele. Și ce facem? Avem nevoie de un plan. Și m-am gândit la cine ne-ar putea ajuta să prindem maimuța asta. Dragă Andy, noi îți știm reputația de jucător de feste. Și încă cum? Ascultați, n-am vrut să... Ai făcut câteva scamatorii semnificative. Cu siguranță el a făcut-o. Mulțumesc. Adică îmi pare rău dacă vreau să spun că era inofensiv și eu de fapt, adică, mă rog, poți pleca? Fiule, ajută-ne. Din nou? Creatura aceasta ne amenință orașul și pătează onorabila funcție de primar. Speram că tu ai putea să-l prinzi. Nu m-am așteptat la asta. Vă prind eu monstru, dar cu o condiție. Numește-o. Să nu fiu pedepsit pentru niciuna din farsele pe care le-am făcut până acum, inclusiv cea de azi. O să fixăm detaliile mai târziu. O să am nevoie de o pungă de șosete, o lanternă, ceva ciocolată cu lapte și o mare pizza. Totul e bine, capcana e gata pregătită. Începem. Ce e cu alergătura aceea în partea stângă? E picior mic. Andy, răspunde, Andy. A mers. A mers, a venit după șosete. Picior mic e prins. Arată mult mai mare la televizor. Nu, Spank, te rog, nu. Adică, pardon, nu, măi, picior mic. Sunt ăsta nu e picior mic. Ăsta e micul prieten al lui Andy. Deci totul a fost o farsă. A făcut popanta cu inversatul.
Bă, ce-o să pățiți, copii? Ce-o să mai pățiți? Dar noi aveam o înțelegere, ați uitat? Nu ne puteți pedepsi? Orașul și-a depășit problemele prin prinderea monstrului local ce fura șosetele. Pacea a fost restaurată și acest oraș merită un premiu de orașul anului. Hei! Încă 322 încărcături de șosete ale întregului oraș. Nu, 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 nu uitați să le împerecheați câte două șosete pe grup.